Salut, prieteni, și bine v-am găsit la noua ediție Invitații lui Dobrater. În această seară vorbim cu un domn pe care, sau mai bine zis un om, pe care îl vedeți peste tot, ba la televiziune, ba pe stradă, ba în Consiliul Local Târgu Mureș. De curând s-a băgat în politică, dar cred că ce este cel mai important e că nu a umblat după bani, ci banii l-au găsit pe el. Culmea face că pe noi, Răzvane... Lasă banii... că vine și momentul nostru. Banii nu ne-a prea găsit. Stăm de vorbă cu Radu Pescar. Salut, Radu, și mulțumesc că ai acceptat să vii la Invitații lui Dobrater. Da, cu toată prietenia, fără discuție, ne-am întâlnit de mult, nu de foarte mult timp, dar ne-am apreciat unul pe altul. Din păcate, după ce ne-am cunoscut, n-ai mai vrut să faci emisiuni cu mine. Păi nu, pentru că am vrut să vin coace, să facem aici o emisiune. Nu, ai zis că lumea o să zică că nu ești cinstit, așa că ții partea mea și atunci n-ai mai vrut să faci nicio emisiune. Pentru ca să fii... Am apreciat și chestia asta, că ai vrut să fii cumva imparțial și este foarte corect ca să faci așa, pentru că în multe locuri ar trebui ca oamenii care sunt implicați să nu... De exemplu, un doctor implicat nu-și operează familia. De exemplu. Da, deci cu banii, nu știu dacă e o fericire să ai bani sau nu. Eu am trăit multe experiențe. E o fericire, Răzvan, să ai bani. Da, zice nu că... Nu știu, că încă n-am avut atât de mult, încât să fiu așa bucuros. Zice că banii nu aduc fericirea, numai numărul lor, știi? Da, păi acum da, vorbim cu un om unde banii sunt fără număr, știi, da. Că asta e... O fost și mai fără număr, încet, încet am reușit să mă mai scap de ei. Am mai făcut donații, de exemplu, la fiica mea, dona Grandu, Castelul Lăpuș, am reușit să mai ajut prieteni. La prieteni ai donat? Cum? La prieteni ai donat? Da, am mai donat și la prietenul ele. Eu sunt prietenul tău? Da, o să-mi consult agenda. Acum, de când m-am băgat în politică, aș prefera să donez și chiar vreau să-mi fac un ONG ca să donez la categoriile defavorizate și, în primul rând, aș vrea ca să donez toți banii care îmi vin pe linie politică și nu numai acei bani. Deci eu am zis așa, dacă îmi vin bani, nu știu cât câștig eu de la Consiliul Local, că vă dați seama, foarte puțin. Nu trăiești din banii aia, nu trăiești din banii. De fapt, eu trăiesc cam fără bani, mie niciodată nu mi-a plăcut banii. Întotdeauna am avut un om care se ocupa de bani. Și eu mă duceam la restaurant, oriunde mă duceam, și ăla, ei ziceau bodyguardul lui Pescar. Unul micuț, avea 50 de chile, cu tot cu rucsac, și ăla mergea săracul și plătea peste tot pe unde am fost eu. Toată lumea știa chestia asta. Nimeni nu-mi cerea niciun ban, nu mă punea în situația jenată să număr banii. El dădea și... Sau că să număr banii jenant. Da. Eu de aia număram banii. Ca să nu par pe nimeni. Din cauza faptului că în jenant ăștia au făcut cardul. Ca să nu mai fi pus în situația aia neplăcută să număr banii. Și acest om care este Varo Di Petru, noi ziceam Gigi, de la Reghin, era responsabil cu chestia asta, cu plățile. Mergea după mine și plătea tot ce eu... Și toată lumea știa asta, nimeni nu era... Domnul Varo Di Petru, zici Gigi, vă aștept toți zi măcar și cu mine. Da, el trăiește, el la Reghin, l-am cununat și pe el și pe... Într-o vreme eram cu cununatul. Mi-am cununat foarte, foarte mulți colaboratori, directori, parteneri... Da, bun, dar hai până să ajungem la directori. Ai avut... Nu știu cum să zic aici, plăcerea sau neplăcerea de a te fi născut în perioada comunistă. Da, eu zic plăcerea. Și vreau să dezvoltăm puțin, pentru că eu știu, și nu neapărat de la tine, că la o vârstă foarte fragedă ai ajuns mare inginer șef la IGCL Reghin, care se ocupa de tot ceea ce însemna dezvoltare, deci, gaz, Enel. Nu știu exact care cu sunt. Cu tot ceea ce avea legătură cu primăria și cu investițiile orașului. Deci, ca să lămurim, am făcut blocurile pe RGCL. Toate blocurile. Eu, în perioada mea, am construit undeva în jur de 2000 de apartamente. Cu Republica Reghin am construit centrala termică, am construit parte din fabrica de bere. Pe toate investițiile veneau prin RGCL. Aveam colectiv de proiectare, aveam construcții,
aparținea Salubritatea, 380 de oameni, știi, pe Bill, prietenul nostru comun, pe Bill l-am pus la vremea aceea, ca și prieten și ca și om de încredere, o performat într-un mod deosebit la partea de Salubritatea. De asta și rămas la ora asta, la Reghin, încă Salubritatea, la REAGCL, încă nu s-a schimbat, pentru că a fost o organizare păstrată de-a lungul timpului performantă. Apă canal, am introdus gazul în Reghin. Nu era gazul în Reghin în vremea aia, deci în perioada în care am fost eu cu un domn care îi păstrez amintirea, avea cam 70 de ani, Claus Valentin îl chema. Atunci avea 70. Atunci 70 de ani și eu aveam, când am introdus gazul, cred că aveam 26-27 și eu eram slăbuț la vremea aceea și... Slăbuț în ce sens? Slăbuț fizic, adică aveam 75 de kg și la 1,86 m aveam 75 de kg și nu era la modă pe vremea mea să fie așa. Pentru că eu mai făceam sport una alta, aveam multă activitate, nu mă prea puteam îngrășa și îmi zicea Claus Valentin: domnul șef, zice, eu nu o să-ți dau niciodată bani împrumut dumitale. Zice, am încredere mare în dumneata, dar să nu-mi cer bani împrumut că nu o să-ți dau. Dar zice domnul Claus: păi zice domnul tău, nu mai apuci să trăiești ca să-mi dai înapoi, domnule. Eu la 26 de el, la 70, din păcate, sau mă rog, firesc a fost ca dânsul să ne părăsească mai repede, că ar fi fost culmea la ora asta, cred că ar fi avut vreo 220 de ani și nu este foarte des întâlnit fenomenul. Deci, ce vreau să spun este că, da, am luat-o de tânăr, și am luat-o printr-un concurs de împrejurări. Da, bun, dar până să ajungi să fii șef la REAGCL, IGCL, care era? Ei zicea REAGCL-TUP. Ce înseamnă asta? Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Locativă Transport Urban Persoane. Și asta... Repetă, răzut. Da. Și eu am pe vremea... REAGCL-TUP. Și eu pe vremea aia am făcut multe exerciții să mă aduc aminte unde lucrez. Pe care era primul cuvânt pe care l-am zis. Da, cu greu am început să țin minte. Școala ai făcut o Reghin. Părinții mei profesori, mama mea director de școală, tatăl meu profesor biologie, anatomie, din care m-a învățat foarte mult în partea asta de biologie, anatomie, și mama profesor istorie, geografie, director la un moment dat, director de centru, adică la mai multe școli deodată, și ei au avut o ambiție pentru educația mea în tot ceea ce vremea respectivă considera că este util educației unui tânăr. Și eu am o amintire, știu că nu sunt pe, cum să zic, în trend, dar eu am o amintire plăcută a perioadei comuniste. Din cauza faptului că eu consider că lumea era mai bună. În ce sens? De exemplu, eu am chiar pus pe Facebook o amintire de-a mea în legătură cu relația română-maghiară. Relația română-maghiară, nu exista relația română-maghiară, era relația, ca și cum ar fi, toți de aceeași naționalitate. Eu vorbeam jumate ungurește, jumate română, nu avem nicio problemă. Ei la fel, eu aveam vecini unguri, prieteni unguri. Asta este un capitol. Doi. Nu exista diferența de potențial financiar între persoane, ceea ce nu crea o invidie specific românească. Că, de ce? România n-a fost pregătită pentru oameni bogați. N-a fost pregătită nici pentru omul ca atare care a început să aibă bani brusc dintr-o dată și pe neașteptate, și nu au fost pregătiți nici cei care nu au reușit să aibă bani, deși aveau merite. Eu cunosc foarte mulți oameni de foarte mare valoare care nu au reușit să țină pasul cu noua societate capitalistă construită pe alte reguli. Deci ei s-au născut într-un anumit complex de reguli, care regulile respective ce însemnau? Valoare profesională, valoare intelectuală, valoare morală și muncă. Muncă, toată lumea comunist era la ora 6 în autobuz, mergea la lucru.
Dacă vedeți acum cam, gândiți-vă cam câte întreprinderi. Cine? Gândiți-vă cine? Cam... Voi toți. Așa. Gândiți-vă și toți cei care ne ascultă, cam câte întreprinderi au fost în Târgu Mureș și nu mai sunt. Cam multe. Câți oameni au lucrat în Târgu Mureș și nu mai sunt. Cam câți oameni au lucrat în țara asta și nu mai sunt. Gândiți-vă că noi produceam atunci 15.000 de megawatts oră și acum nu reușim să asigurăm nevoia de 6.000 de megawatts oră și umblăm cu prostii din alea de sticle pe câmpuri păcăleala Germaniei, cum am mai spus, care trebuie alimentate ca să reușească, deci o pierdere totală. Era firescul lucrului atunci, lucrului bine făcut, dar nu reușea totdeauna să fie bine hai făcut. Hai să revenim, că te bagi în discuții cotidiene și trebuie să te aduc înapoi. La mine e greu să încep așa și după aceea un leu intrarea, doi scăparea, știți? Savignon Blanc de la Iza, delurile Transilvaniei, prietenii noștri de la Winebox, ne-au trimis un vin care arată foarte, foarte bine, Crama la Salina, și pe lângă care arată foarte bine, e și foarte bun. Așa este. Ciocnim un par de vin, că așa să e frumos, bine. Doamne ajută. Doamne ajută. Ah, minunat. Pe lângă paharul de vin, trebuie să-i facem în ciudă la Răzvan, să-i spunem, uite ce bine arată acest platou de la Benedec. Eu de-aia vin aici, că aștept să se termine filmarea, să mănânc. Și să știi că de curând ne-am făcut niște prieteni noi care, după ce bem și ce mâncăm, ne spune că trebuie să ne spălăm pe dinți, și aceștia sunt prietenii noștri de la Aesthetic Dental Clinic Târgu Mureș. Revenim. Aș vrea să fac o paranteză, dar nu și băutul, dar hai spune, dacă deci, te măcași de băutul. În momentul în care am ajuns conducător, prin grațiile întâmplării de atunci, că așa au fost să fie, și prin faptul că un om în vârstă pe care, la care îi păstrez o recunoștință și o amintire, și educația lui managerială mi-a servit toată viața, care a murit doar acum vreo lună, două de zile, la peste 90 de ani, Odorian Iloți, el a fost cel care a creat din mine un manager, umblând cu mine zi de zi în mașina lui, că și eu aveam mașină, că eram șef la o secție mai mică de acolo și de termenergetic. Tu ce mașină aveai? Eu aveam o mașină de teren de pe vremea mașina de servici? Cum? Da. Aro? Nu. Aveam un TV-ul, îi zicea pe vremea aia, o dumă. Tudor Vladimirescu, în care aveam locul meu în față și puteam să duc oamenii în spate pentru diferite intervenții. Când eram în partea aia de șef de secție. Bun. El m-a luat din șef de secție, m-a dus împreună cu el, m-a învățat tot ce înseamnă management. M-a învățat cum să mă port cu oamenii ca și conducător. M-a învățat cum trebuie să mă apăr demnitatea, m-a învățat cum trebuie să mă apropiu de ei și în același timp să-i țin la distanță. M-a învățat la toate încercările vieții să le dau un răspuns. M-a învățat cam cum trebuie să învăț să știu și contabilitate, și juridic, și proiectare, pentru că dacă ești un conducător, trebuie să poți la subordonații tăi să le spui, să nu fii în afara problemei, să le spui ce vrei și să știe ca un partener de discuție. M-a învățat... Răzvane, asta înseamnă o paranteză la Radu Pescar, ca să înțelegi. Da. Așa. Da, bun. Și vreau să spun ce era comunicarea și băutura. Că... aveam foarte mulți șefi de secții în vârstă, deci eu voi vă dați seama că era la 26 de ani plus și ei erau cam la 55 de ani la plus. La 62 invers. Așa, bun. Și noi, pe vremea comuniștilor, era o modă că se mergea la mâncat și la băut și eu eram slab și nu prea știam bea. Și mi-a zis unul care, ca și mulți alții, că m-am gândit pe etaje cam toți sunt morți, Sila Dișoani mi-a spus, șefule, zice, ca să te respecte ai subordonații, trebuie să știi mânca și trebuie să știi bea și trebuie să ai burtă. Și eu nu aveam niciuna din astea, știi? Și zic, auzi, eu mă trudesc să fac ce pot și să îndeplinesc criteriile de șef. Și
Pot să vă spun cu certitudine și cu siguranță că le-am îndeplinit în timp, am învățat și să mănânc și să beau și să am burtă. Și la un moment dat, da, nu eram foarte pregătit pentru băutură și câteodată mai exageram și zicea toți ții la ghișoni, ziceau, șefule, eu am zis să bei, da, și băutura e bună, dar trebuie să te ții de ea, nu, zice, nu bea numai la ocazii, că zice, nu faci față. Deci am avut parte de o educație de aia la eu, filier. Eu, să știi că prin proiectul acesta spun că băutura trebuie băută responsabil. Câte un pic și să nu depășim limita pentru că nu ne facem nouă bine, în primul rând. Da. Bun. De-a lungul vieții n-am reușit niciodată să-mi pierd controlul din cauza băuturii. Asta e foarte bine. Dar ceea ce mi-au spus ei atunci am învățat de mic. Să știu să beau și să știu să fiu în control. Sunt câteva șmecherii care și eu trebuie să-i învăț pe alții, care te păstrează în control chiar dacă trebuie să bei destul de mult în comparație cu ceea ce ar fi normal. Și pentru ca să fii un conducător și să ții lucrurile în control și să nu deviezi ca să, pentru că conducătorul trebuie să genereze respect și să impună respect, ori un om care este influențat de băutură nu poate impune respect niciodată. Și atunci trebuie să știi cum să faci ca să ții linia dreaptă. Băi, Răzvane, de un sfert de oră mă închidui să pot o întrebare. Am pus? Da. Facem mai lung podcast. Facem de două. Ai făcut școala la Reghin. Da. Acolo ai făcut și liceul. Da. După care ai mers la facultate la Cluj. Da. Cum a fost trecerea, plecatul de acasă, de la mama și de la tata, care te-au crescut într-o anumită rigoare, spuneai ambii profesori, ai dat de libertatea de la Cluj. Trebuie să spun, eu acum îl cunosc pe Radu Pescar destul de bine, Radu Pescar nu s-a născut într-o familie foarte bogată. Erai un student. La fel ca și ceilalți studenți. Da. Dar nu, Radu Pescar de acum nu era Dupescar care a mers la Cluj. Ce să spun? Părinții mei aveau nivele de salarii foarte mari. Deci eu nu aveam nicio șansă. Dar nu aveau averi. Nu era grandul, nu era... Nu existau averi pe vremea aceea. Bunicii mei au avut averi. Pentru chestia asta au avut de suferit. Părinții mei aveau nivele de salarii foarte mari pentru care eu nu puteam lua bursă. Pe de altă parte, pot să zic că eram foarte bine finanțat de către ei ca student. Am reușit, da. Dar? Dar? Ți-ai căutat un loc de muncă? Nu. Am căutat un loc de muncă, am făcut altceva. Ai devenit taximetrist? Nu. Nu taximetrist ai fost? Nu, nu. Este și parte de taximetrist, dar este cumva mai altfel. Deci eu eram foarte bun în partea de mecanică. Am fost întotdeauna îndrăgostit de partea de mecanică și la Cluj am avut plăcerea să fiu în familia, adică adoptat în familia Turcu, care mi-era coleg de an, coleg de grupă. Și avea fratele lui, era șeful serviciilor pe zona Ardeal. Și el m-a văzut pe mine talentat în a lucra la mașini și la un moment dat i-am cerut o favoare să mă ajute să cumpăr o mașină de școală de șoferi casată. Și mașina de școală de șoferi casată am cumpărat-o cu 6.900 de lei, țin minte acum, am cerut bani de acasă, am cumpărat mașina. Un salar fiind? Salarul lui mama era cam atâta, undeva la 6.900, salarul lui tata era cam la 4.000 de lei. Deci eu aveam posibilitatea de a avea bani de acasă. Și am cumpărat această mașină cu banii respectivi și am cerut la Turcu Ovidiu, care mi-e și acum prieten, care este un om de foarte mare potență financiară la Cluj, i-am cerut să... Eu nu-mi prieten.
Nu sunt prieten, da. Îl cunosc cei de la Cluj, este cum să zic, unul dintre cei care au favorizat aducerea Renault-ului în România. Este reprezentantul Renault pe mai multe zone ale Europei. Este reprezentant Dacia, este reprezentant Nissan, este reprezentant... Deci, bine, aici să dai un pic de reclamă, dacă da, tot... Are, ce să zic, spații comerciale, a avut... E bine. A avut, cum îi zice, de la... Cum îl cheamă hotelul lui Copos din București, fosta lui... ATN Palace, cum îi zicea după aceea, nu știu. Deci este un om foarte puternic financiar și acum. Este un om deștept, un om... Și prietenul tău. Da, prietenul meu și acum. Nu de mult am fost la nuntă la Sorin, la fratele lui și m-am întâlnit din nou cu el. Și mi-a dat spălătoria de la serviciul de pe, din Moșilor, de pe strada, nu, Moților, îi zicea, nu Moșilor, pardon, de pe Moților, ca să îmi fac mașina cumpărată de la casare. Am lucrat la mașina respectivă aproape 6 luni. Singur? Singur. Deci am făcut mașina, am demontat-o complet, am remontat-o și am făcut o mașină... O mai pornit? Da, deci am făcut o mașină din punct de vedere tehnic la vremea respectivă lux, adică o mașină din care, după care întorceau capul toți, ca asemănătoare cu mașina lui. Deci am pus toate elementele noi franțuzești pe mașină și am terminat mașina, după care am folosit respectiva mașină în a face taxi ilegal la vremea respectivă. Așa făceau studenții, mulți făceau. Ai fost rechin. Da. Deci făceam taxi, duceam... Ce însemna taxi ilegal? Duceam studenți străini, duceam așa și... câștigam în jur de 1000 de lei pe zi cu taxi. 1000 de lei pe zi? Pe zi, da. Ulai, viață, nu mult bani. Da, și... Adică tu făceai salariul mamei tale într-o săptămână. Da. Da, și chemam pe toată lumea ce putem să facem cu banii atunci, cam să-i stricăm și să așa. Și chemam pe toți colegii mei și mergeam la chios și stricam banii, dar nu reușeam să-i stricăm pe toți. Stricam cât puteam și noi, că erau mulți. Erau mulți și na, ne extrudeam, ziceam, hai mă să încercăm să stricăm banii. Mi-am luat, aveam camere în toate zonele Clujului, unde mă prindea în ghețul acolo, dormeam. Și, înghețule! Și țin minte un eveniment odată când eu plăteam pe cei de la chios să închidă localul. La chios ăsta ce era, un restaurant? Era un local, îi zice acum, nu mai știu cum îi zice, era un lac acolo în fața lui, acum să dau cu bărți, chios îi ziceam pe vremea aia. N-am mai fost de mult acolo și era o teracotă foarte mare, de vreo 3 metri. Mm-hmm. Și aveam un coleg, Tavi îl chema, care cânta foarte bine la chitară. Noi mergeam cu toți acolo. Eram mulți, în grupă eram 28 și mai aveam eu simpatiile mele care veneau după mine. Și Tavi cânta la chitară, cânta foarte bine la chitară. Și la un moment dat, deci eu comandam localul să se închidă și ea puneau închis, inventat, și era localul nostru. Ilegal pe vremea aia, dar având în vedere că aveam diverse prietenii în Cluj, se putea. Se putea, da. Pe vremea lui Ceaușescu se puteau multe lucruri dacă aveai prietenii acolo unde... Și aveam, într-adevăr, petreceam timpul cu mulți oameni care mi-erau și dragi, erau și decidenți și așa mai departe. Și la un moment dat l-am uitat pe Tave acolo, pe teracotă, că el le cânta de pe teracotă. Așa. Și ăla, săracul, a dormit. Și toată lumea a plecat de dimineață. Vă spun povestea asta, bine, asta cred. Da, da, bănuiesc că nu era apă încălzită teracotă. Nu vă spun imediat ce e așa. Și asta a urmărit, să spune povestea asta, da? Corect. Și săracul Tavi a rămas sus pe teracotă și el cum ne cânta, cum alcool, cu așa, a dormit. A rămas pe teracotă sus, teracota mare, trei, foarte mare, chiosul mare, încălzea la teracotă. Teracotă era pe gaz. Dimineața la 10 când au venit oamenii, au dat drumul la gaz.
să încălzească teracota. Anul nostru dorme acolo sus. Tavi dormea sus, Mahmur, după ce o cântat până la ora 4-5 dimineața. Și nu vă spun... Nu vă spun că la un moment dat ăsta s-a trezit în focul iadului, cum era cald. Cum era caldă teracota, o sări de la înălțimea aia, că noi l-am ajutat să se urce acolo să-l vedem toți cum cântă, și și-o rupt piciorul. M-a sunat șeful de local, domnule, hai cu ce, avem un incident, ce? Păi și-o căzut unul de teracota, zice, cred că era de-al tău, zice, că, zice, nu prea ne putem înțelege bine cu el, că încă, zice, încă mai are sindromul lui Bacchus, știi? Și zice, ne înțelegem greu, dar doare rău piciorul. Și zice, trebuie să-l duci să-l rezolvi. Și a venit după Tavi și l-a dus să-l rezolvi și-o rupt piciorul, săracu. Ne aducem și acum aminte când ne întâlnim la diverse evenimente din astea, că noi mai facem evenimente din astea în amintirea anilor de facultate. Și întâmplări de genul ăsta, tot felul de întâmplări, zeci, dacă mă ascultați, vă pierdeți postul, că nu pleacă toată lumea acasă. Nu. Deci sunt foarte multe întâmplări, hazli de pe vremea Ceaușescu și de pe vremea studenției mele, în care toată lumea era egală. Și este un mare lucru ca toată lumea să se simtă egală. De ce? Târfie Valențe. De ce ai ales să te întorci la Reghin? Puteți să rămâi în Cluj. Mai ales că erai prieten și cu Ovidiu Turcu, care cred că te putea ajuta. Dar nu eram numai prieten cu Ovidiu Turcu, eram unul dintre ei. Foarte mulți, probabil și tu mai știi pe unii dintre ei de care ai auzit că ești prieten cu ei între timp. Ce s-a întâmplat? Ca și orice tânăr, am suferit de boala îndrăgostitului. Știți că asta nu e o boală? Nu cred așa, dar eu nu cred. Tu ai fost îndrăgostit. Nimeni nu-i perfect. Și și în anul 4 m-am căsătorit cu o fată din Reghin, care mi-a fost și soție. La ora asta din păcate a murit. Și Dumnezeu să o ierte. Și am trăit vreo 20 de ani împreună cu ea și având în vedere că aveam interesul să vin acasă, plus că părinții n-ar fi conceput ca eu să nu stau lângă ei, ea era singură la părinți, m-am reîntors acasă și... Și bine făcut. Eu zic că asta e viața. Dai cu zarul ce iese, nu știi niciodată. Și nimic nu e întâmplător în viață până și nimic nu e întâmplător. Probabil că e bine că am venit, probabil că nu e bine că am venit. Deci eu mi-am trăit viața și eu sunt, cum să zic, sunt un patriot local. Deci exact așa cum am venit în Târgu Mureș înapoi din Londra. Dar vreau să ajungem și exact acolo. Haide să nu... Da, ok. Ai fost micul mare inginer, ca să spunem, da, așa, pentru că la o vârstă destul de fragedă ai ajuns să conduci mai mult de 1000 de oameni. Da, da. Nu? Da, dacă nu mă înșel. După care, în 1990, odată cu schimbarea regimului, ai devenit antreprenor. Păi nu chiar deodată. Nu, după, deci, am zis după. Da. Deci după 1990. Ca să fiu foarte riguros în povestire, după 1990 se căutau primari nepătați, să zic așa. Pe mine m-au considerat, nu știu, pe nedrept sau pe drept nepătat, pentru că și eu am făcut parte din... structura comunistă și eu am făcut parte din aia, de exemplu, dădeam apartamente, toate apartamentele alea 2000, alea se dădeau pe semnătura mea și discutam cu directorii, discutam, aveam comandamentul de investiții și comandamentul... Dar cum erai privit, sincer? Cum eram privit? Da. Că erai, eram privit ăla care nu se poate scula să meargă la ședința de comandament, de exemplu. Adică pe mine m-a simpatizat domnul primar Bugnar, care și el a murit de mult, nu mult timp.
concluzionat și el că în următorul în funcție după Odoriani, care era săracul, deja își pregătea sfârșitul de carieră, care a inventat această gospodărie comunală și a creat-o și a făcut-o foarte bine și nu mai mergea el încă înainte de a prelua eu funcția, el, Odoriani, de a prelua eu funcția de la el. Odoriani m-a dus pe mine în locul lui la ședințele de comandament, care erau luni la ora 9. În fiecare luni la ora 9? În fiecare luni la ora 9 se întâlneau toți directorii de întreprinderi, poliția, tribunalul, directorul de la spital, toată lumea se întâlnea cu primarul și decideau împreună interferențele dintre sectoarele de activitate, care cu care se poate ajuta, care ce poate să facă pentru unul și pentru altul. Și eu eram tânăr și eu aveam petreceri cu așa, duminică, noaptea, și eu mă sculam mai greu și venea șoferul meu, bătea șoferul meu, care era fiul lui Odoriani. Era fiul celui care c-o zis, uite, te las, ai grijă de băiatul meu, o las pe mâinile tale, dar el încă nu a fost plecat încă. Și venea Florin, săracul, și bătea la ușă, la bătea la geam, șefule, hai că trebuie să plecăm, numai un pic mai dor și vin. Și uite așa cum numai un pic dormeam, de fiecare dată întârziam. Și la un moment dat am întârziat mai mult, așa, deci în loc de ora 9 la ședință, ăștia au amânat-o de 2 ori și am ajuns la ora 11, la care cu toată jena am intrat și toată s-a făcut o liniște mare, știi, și sală mare, sală foarte lungă și toată lumea pe o parte, pe alta, mi-a fost o rușine, țin minte și acum că am intrat în pământ. Da, seara am adormit la 4 și știi cum când dormi, greu să îți realizezi că... Stai în bibliotecă mult și citești. Da, stăteam în bibliotecă, am citit tot felul de vinuri de la Târnăveni, de la așa, jucam cărți și așa mai departe. Cu prietenii, cu familii, cu tot, cu vin fiert era la mod atunci. Copilul era în mijloc, noi jucam, nu numai copilul meu, mai erau copii, ei făceau treaba, săracii nu dormeau. Nu era chiar atunci așa riguroase vremurile ca pe vremea asta și când am ajuns acolo la ora 11, toată lumea tăcea, nimeni nimic, nici nu știam să plec, și zice Bugnarul, așa cum avea el o voce foarte... impunătoare. Dragi colegi, avem o problemă cu tovarășul pescar. Zice, eu, după câte am văzut, nu avem soluție să o rezolvăm. Altul în locul lui, deocamdată, n-avem. Și avem nevoie de el în această ședință. Eu vă propun la toți, știu că este deranjant, să, până când găsim unul altul care să se poată trezi, să mutăm ședința de comandament la ora 1. Și s-a mutat? S-a mutat ședința de comandament la ora 1 și de atunci n-am mai întârziat niciodată și i-am mulțumit foarte mult domnului primar pentru înțelegere. Și el mi-a zis că nimeni nu-i perfect și mă suna dimineața. Mă suna dimineața la ora... Eu aveam două secretare, o româncă și o unguroaică. Una Dodița, una Morica. Și mă suna... Ai secretare. Da. Înainte a fost una doamna Boaru, s-o pensionă, după aceea era Dodița Morica. Bun, ok. Mă suna și Morica... Săraca era mai bine simțită, nu știa minți. Și îi dădea totdeauna telefonul la Dodița și îi zicea: Șeful mare, îl caută pe șeful. No, dă-l aici. Du, să trăiești, toași secretar, zicea toașul primar, zice, domnul șef e în curte, zice, la mașini, pornește mașinile, bine, când ajunge la lucru, spune-i să mă sune. Știa, da. Eu nu eram foarte bun la prima oră, dar eram foarte bun la ultima oră, deci eu îmi prelungeam programul întotdeauna după nevoi și interveneam. Vă dați seama că gospodăria asta comunitară
comunală era de la Fărăgău până la Lăpușna și de la Lunca Bradului până la Gornești. Deci toate chestiunile astea erau, chestia cu pui, cu porci, cu toate chestiunile astea erau în administrare și tot timpul aveam motiv să nu... Și tot timpul aveam era nevoie să plec pentru diferite... Apropo, întrețineam castelul Lăpușna, deci aveam foarte multă treabă pe teren și de multe ori nu țineam cont. Ți-a plăcut castelul de la Lăpușna? Ți-a plăcut castelul de la Lăpușna? M-a plăcut, de aia l-am cumpărat după aceea. să nu fie niciun dubiu. Bun. Da. Hai să revenim imediat după 1990. Da, cum ai ajuns din inginer... Eu știu povestea, da. Dar mie mi se pare foarte faină. Cum a ajuns Radu Pescar să interacționeze cu Anglia? Aș vrea să vă spun o mică amănunt, că în perioada aia de după, după 1990 se căutau directori, cum am mai spus eu, nepătați din punct de vedere al deciziei comuniste. Eu, având în vedere că odată am făcut o mare gafă, că am spus că nu mă folosiți ca om, ca și om politic, folosiți-mă ca specialist, că aveți mult mai mult de câștigat de la mine. Pentru aia mi-am luat-o de la partid, m-o chemam, o criticam, m-o făcut, dar am rămas că nu am interacționat, nu că aveam eu ceva, dar erau ședințe de la plicticoasă, nu aveam nimic de... Și întâmplător n-am ajuns să fiu, să fac parte din acea... Dar chiar întâmplător, că am zis ce am crezut, n-am avut niciodată. Și după Revoluție se cătau de ăștia care au și experiență pe partea de gospodărire a orașului și era un domn, după, era, nu știu cum îi zicea, după Revoluție era organizația aia imediat, cum îi zicea, nu mai știu, după Revoluție cu... nu știu. Cu ce? Frontul Salvării Naționale. A, FSN-ul. Frontul Salvării Naționale, Tușnea, profesor care a fost... Tot din zona Reghinului. Tot din zona Reghinului, a fost profesorul meu de fizică, cu care eu am avut unele, să zic așa, lucrări de... inovatică, nu știu cum naiba îi zicea, atunci premiate împreună cu el și el m-a apreciat pentru chestia asta foarte mult. Am făcut niște chestii foarte faine, el tot îi spunea la maică-mea că Radu a făcut nu știu ce minuni. Bun, și m-a apreciat. Puțin. Așa. Și el s-a gândit la mine să mă pună primar. O veni la mine cu alaiul orașului, cu șeful de la bancă, cu toți, cu așa, că noi ne-am gândit la tine. Eu aveam un restaurant de incint acolo în care toată lumea avea, că noi aveam ouăle, aveam găinile, aveam alea, toată lumea avea alimente prin restaurantul de incintă. Și în restaurantul ăla de incintă eu primeam controle pe vremea aia, alte erau făcute cumva mai altfel decât astea de acum. De exemplu, am primit un ordin de la partid să fac un hotel pentru că având o Reghin a intrat în divizia nu știu care, a sau nu știu cum era atunci. Și zic, dar de unde să fac un hotel? Descurcă-te! Păi dai hotel! Da. Și l-ai făcut? L-am făcut. Care el? L-am decontat pe canale termice. Se zăpot? Da, l-am decontat pe canale termice, l-am făcut și vine... Păi și care? Unde este hotelul în Reghin? Este hotelul sportivilor, era chiar acolo unde-i parcul. Ei zicea la un moment dat, după aceea a fost hotelul parc, după aceea l-au închis pentru că a făcut policlinic, a făcut nu știu ce în el. Și au venit, ca de obicei, veneau în control, aveam trei, Bardo și Pipo Popa. Erau trei. Nu mai știu. Bardo și știu că e mort. Știți? Nu, da. Nu știu, no. Bardo și Pipo Popa veneau control la mine. Trei oameni. Tot timpul cei trei veneau. Da, ei erau dedicați pentru mine că știau că eu am un fel de a comunica mai separat și le plăcea și să cereau la mine. Bine, eu trimiteam mașina la Târgu Mureș după ei, îi aducea, n-aveam. Deci ce control era ăla. Control, da. Și de fiecare dată, după fiecare zi de concluzii, controlul era cam o lună jumate pe an. Fiecare an, o lună jumate venea ITFS-ul, îi spunea, Inspectoratul Teritorial Financiar de Stat, așa se numea, și venea Bardo și Pipo Popa la control. Și
No, îmi spunea, vezi că ăla ți-a făcut aia, trebuie să-l sancționezi, bă, da, sancționează, da, un pic mai, bă, zice, dai tu premiu și așa și rezolvi și facem și, mă, vezi că aia ți-a făcut nu știu ce, bă, no, rezolvă-l, fă, ok, bun. Când a venit și a văzut, ce e aici, mă, cu dale de marmură la canale termic? Zice, mă, da, domnul, orice are o limită, mă, dar tu ai luat camioane de marmură și le-ai decoltat pe canale termice, tu știi chestia asta? Zic, vreți să vă duc unde îți și le numărați, acolo îți, unde, mă? La hotel, zic, la hotelul sportivilor, sportul, hotelul sportul. Doamne, zice, mai bine nu spuneai, zice, hai să mă fac că n-am auzit, de ce? Și eu ce scriu aici? Că tu ai decontat, ai făcut un hotel l-ai decontat pe canale termice și pe astea, pe Republica, pe fabrica de bere, pe... Da? Du-te, la primul secretar, du-te și spune-mă și nu mă luați. Dacă, păi de, luați-mă la bucată, dacă nu le pot dovedi, eu îți devină. O trebuie să fac hotel, nu a fost timp de documentație, mi-au spus de azi pe mâine apucă-te făl și am făcut hotelul. No. No. Găsiți voi soluția. Păi zice, știi care soluția? Păi care? Zice, metoda creionului ascuțit. Care metoda creionului ascuțit? Ascultă. Zice, băi, fii atent. Aduci un creion, îl ascuți, și scrie aici altceva, știi? Când scrii dale marmură, scrii dale beton. Și zice, e rezolvată treaba. Numărul corespunde și zice, no. Eu scriu așa, tu semnezi și... No, zic, ești mulțumit? Mulțumit. Și uite, așa am rezolvat. Ce s-o rezolvă? Ca să vă... Am terminat cu puținul ăla, să știu că... Puținul ăla, da, atâtea sunt ca să vă spun... Da, bun, dar hai să spunem povestea, că asta e foarte faină, povestea cum ai interacționat tu prima dată și cu Anglia și cum ai ajuns acolo. Da, odată să spun... Un pic că vreau să zic și eu ceva, deci am impresia că-s la un podcast cu Florin Piersic. Da, nu, îl invită și pe Florin Piersic, dar cred că cel mai... Ar fi Florin Piersic cu Radu Pescar. Da, zice Florin Piersic, zice, da, mă bârfește lumea că vorbesc mult. Zice, da, așa e, zice, pă, de-aia vorbesc mult, că am ce zice. Da, corect. Bun, și ok, am refuzat demnitatea de primar, pentru că i-am spus la Tușnea, crede-mă că eu doresc să îmi găsesc o altă cale privată, pentru că consider că partea asta publică pe mine nu mă reprezintă și nu vreau să intru într-o chestie de asta, pentru că consider că m-ar bloca, sunt prea tânăr să mă blochez pe restul vieții, nu vreau să fac abuzuri, nu știu ce urmează să mi se comande de la centru, pentru că eu știu că într-o perioadă așa de tulbure, eu nu vreau să intru în riscurile adecvate noilor transformări, pentru că eu cred în această nouă politică în stare să facă orice. Și eu nu vreau să fac parte din ea și eu mă gândesc să plec. Și, dar zice, trebuie să mă aduci pe altul. Zice, ce-l aduc? Și l-am adus pe directorul meu, care nu făcea nimic, săracul. El zicea tot timpul, tu ești tehnicul, fă, eu sunt omul politic, eu mă duc numai să dau mâna. Și el dădea mâna cu toată lumea, dar din punct de vedere tehnic era, deși era un om de o mare calitate, cum să zic, prietenească așa, dar din punctul ăsta de vedere nu prea să știe. Și Marian Traian a fost director, nu știu cât, a rămas acolo, el a fost șeful meu director, dar el nu se implica real în nimic. Toate hârtiile veneau mie, cu metru cub, secretarele îmi făceau semnătura. Asta pentru că e puțin important. Cu ministru, de exemplu, la apărare, e ministru și îi șeful armatei. Da, da. Care e ministru politic și vorbim despre... Marian Traian, prietenul meu, toată ziua era plecat și eu semnam, frate, la metru cub. În sfârșit. Bun. Și aveam lăpușna în gestiune. Ascultă, răzune. Aveam lăpușna în gestiune și eu... Mă duceam la Lăpușna așa câteodată și au venit niște cetățeni străini ca să cunoască castelul Lăpușna, într-o iarnă, frig afară.
un australian, un român plecat în Australia, pe lângă el, și cu un englez, trei erau. Bine, cu șofer, cu delea, cu delea. Și era un frig la Lăpușna, cum știa să fie pe vremea lui Ceaușescu, că apoi știa să fie frig atunci. A undeva la minus 30 de grade. Ei au luat, aveau un Volvo cu motor de Audi, un 6, și când se pornească dimineața, nici vorbă, toată parafina din motorină pe filtre și s-a terminat. Mă sună, era domnul Gliga, atunci administrator de la Lăpușna, cu soția lui, și mă sună domnul Gliga, că normal că aveam, eu le făceam reparații, mai făceam diferite chefuri și pe vremea lui Ceaușescu acolo și... Ai făcut chefuri? Da, cum? Dar crezi că pe vremea lui Ceaușescu nu existau oameni? N-aș fi zis că ți-e plac chefurile, deci nu. Da, ok, și... Sună domnul Gliga, domnul Radu-i bai. Ce-i bai? Zice, păi ăștia nu pot porni aici, așa-s disperat, li frică, îs speriat, zăpada, au crescut zăpada, zăpada un metru, zice, am dat zăpada cu tractoarele, cu tafurile, am făcut, tătă noapte o nins, am făcut canal, zice, e un frig aici, zice, de îngheață comenzile. Zice, numai să dezgheață, numai drept sculcat, auzi, zice, pe acolo, zice, nu, zice, așa frig, bun. Auzi, dă-mi-l pe ăla la telefon. No, eu știam engleză și pe vremea aia și zic, auzi, aveți o problemă cu mașina? Zice, nu avem o problemă, nu mai avem mașină. Zic, auzi, ai încredere în mine să faci tot ce zic cu promisiunea că îți pornește mașina? Zice, ce pot să fac? Zice, numai altceva, numai să, zice, să, în stare să, zice, să o abandonez, să viu cu altceva și ți-o las ție. Zice, nu mai trebuie mașină, nu? Zic, ok, zic, să nu te sperii de nimic din ceea ce fac, că nu-ți fac rău, fac-mi, no, dă-mi înapoi pe Gliga. No, și îl iau pe Gliga și îi spun, domnul Gliga, no, dă-i jos filtre, dă-i ăla, dă-i pune cărămizca de sub baie, dă-i un pic de foc, pune tablă peste foc. Ăla când a văzut că dau, pun tablă, pun foc sub mașină și tablă peste foc, foarte bine, dă-i foc! Să nu mai văd că așa. Mașina nu avea nicio vină. Scoate tătă motorina din rezervor. Zice, n-am pe unde. Ok, hai de desubt un ștuț. Cunoșteam motorul, că eu reparam mașini pe vremea. Hai de desubt un ștuț. Rupe ștuțul, scoate motorina, bag-o, încălzește-o la foc. Încălzește-o la foc, dar bag-o într-o oală cu apă caldă, nu o băga pe foc, că după aia îi dai foc la casă. Zic, încălzește apă fiartă și bagă motorina în o oală, în oala cealaltă. Și să încălzi motorina. I-am băgat motorina și zic, acum iei capacul de la filtrul de aer și dă-i, ia o faclă cu motorină, dă-i foc la facla aia cu motorină și când dă la automat, să tragă foc înăuntru, ca să poată porni. Cum era TV, nu? Că da, ca să la, TV. La noi era ceva obișnuit, adică nu era mare treabă. Toată lumea făcea. Și ăla, când vedea că eu cu foc, cu minuni, cu ăla, săracul numai să ținea de cap și... Și-o porni mașina. El o zis, Doamne, zice, așa ceva n-am crezut, eu vreau să-l cunosc pe omul ăsta la telefon, vreau să mă întâlnesc cu el, să-i spun că chestia n-am păsit în viața mea și no, și-o vine la mine și-o zis, cât mă costă să vin în Anglia, să lucri pentru mine? Și zic, nu m-am gândit, dar mă gândesc și facem în ăsta. Zice, auzi, $6,000 pe lună, îi bine? Lire sau dolari? Dolari. Dolari. Dolari pe lună. Și zice, îți plătesc casă, îți dau mașină, îți plătesc mâncare, îți dau menajeră, îți dau tot. Vii în Anglia să lucri pentru mine. Bă, zic, eu zic că vin, dar zic, trebuie să conving familia. Mamă, când a spus la familie, ăștia o sări pe mine ca lupi. Cum să te duci tu? Ăia vor să te pună primar, ăștia nu știu ce, tu mare demnitate pentru bani, ai ajuns să lucri pentru bani. Zic, nu mă, oameni buni. Vreau să lucri pentru bani. Da. Ce? Banii sunt importanți pentru tine. Eram în ochii lor și cumva undela care îl... Și până la urmă, cu toate astea, am plecat în Anglia. Cu cearta familiei. Nimeni din familie nu a fost de acord.
Și nu am stat foarte mult în poziția aia, pentru că după 3 sau 4 luni am mi s-a propus să fiu partener cu ei pentru Europa de Est. Poziția fiind? Poziția fiind conducător de programe. Deci făceam programe. Aveai oameni în subordine? Da. Câți? 8. De la, 8 oameni, de la, 8 englezi. Ce? De la câți? De la... Dar cu aia 8 oameni, de exemplu, am făcut un program pentru Coca-Cola în 2 săptămâni de 3 milioane de lire sterline. Deci, când au văzut aia că o descurcăm și reușim să facem ceea ce trebuie, au zis să-mi ia de lucrări să... Și ce să zic, la un moment dat cei de acasă făceau presiune, eu vedeam că treaba e bună și le-am spus, zic, măi, uite care e treaba, eu nu mai pot sta, că mă lasă nevasta, mă duc acasă, o găsesc, cu altul, alți copii, nu mi-i mai recunosc, ce mă fac? Și zice, ok, și zice, o aduc și pe nevastă, dar nu vrea să vină. Bun, și ce putem face? Zice, dublez salariul de... Mă, nu înțeles că nu asta e problema. Nu pot, nu. Păi nu, că mă ținut vreo 2 săptămâni că nu sunt avioane. Și după aia zic, auzi, Tony Morris îl chema pe cel care era foarte tare, în care era conducătorul grupului. Grupului de firme. Brosars Industrial Limited era, să numea firma. Și zice Tony, zice, auzi, Radu, hai să facem un parteneriat. Foarte bine. Zice, auzi, vrei să ne reprezinți pe noi pe Europa de Est? Da. Fără discuție vreau. Și eu cu un prieten de-a meu care m-a dus acolo, care era australian, care a venit în România și a făcut afaceri în România, i-am spus la respectivul Chris Stranger, chema? Zic, auzi, Chris, ce mi-a propus Tony Morris? Să facem un parteneriat pentru România și el ne dă toate... Ce făceau ei? Ei cumpărau industria alimentară falimentată, cu probleme financiare din toată lumea, le adunau toate într-un loc și după aceea făceau programe pentru diferite alte firme cu echipamente cumpărate din licitații la prețuri de 10, 20, 30 de ori mai ieftine decât ar fi fost prețurile de noi. Și ai ajuns reprezentant pe Europa de Est. Da, pe Europa de Est. Și pe Irlanda. Și ai venit în România. Și am venit în România, da. Dar bine, am venit în România, dar făceam naveta pe Anglia. Bun, și la un moment dat ai plecat și de acolo. Nu, deci că ai început cu mobila. Cum? Ai început să faci și mobila. A, nu, că eu după ce am plecat și făceam naveta Anglia-România, m-am întâlnit cu un prieten care și acum îmi e prieten, dar din păcate este pe ultima sută de metri și el este bolnav de un cancer în ultima fază, Alan Knott, cu care am făcut o colaborare pe mobilă și până la deci am făcut mai multe firme împreună și am umplut Anglia de magazine. Am făcut și o firmă de-a mea singur, aveam și firmele mele singur și am făcut vreo 76 de magazine împreună cu Alan Knott pe 76 firma de magazine de mobilă. Da, 76 de magazine și 3 depozite. 3 depozite pe toată Anglia. Și producția? Producția o făceam în România. Dar cum ai ajuns să faci mobilă? Păi din cauza lui Alan Knott. El mi-a cerut, zice, bă, prima dată am importat de la fabrica care acum am închis-o, era IPL Reghin, am importat un tir de mobilă și tirul ăla de mobilă era cu cartoane pe spate. Zice, bă, Radu, bă, dar mi-a pus carton în spate, mă, zice, uite, bă, zice, hai să facem noi o... Nu pot să facem o... fabrică și așa în România. Păi se mă pot, cum? Eu câștigam foarte bine de la partea de vândut echipamente și partea de electronice câștigam. Aveam foarte multe firme deja toate în legătură cu Anglia și am făcut la un moment dat 3 fabrici de mobilă
care în România. În România. Care alimentau piața engleză, doar la început numai piața engleză. Și era foarte ok. Unele erau zonele numai ale mele, unele erau zone împreună cu Alan Knotts și unele erau zone cu un alt englez în partea de nord, în partea aia dinspre Scoția. Și am făcut chestia asta până în 2018, până după Brexit. Și atunci am închis tot așa și am zis că să le ia naibia, nu mai vreau bani, vreau să stau acasă, vreau să stau liniștit. Le-am lăsat pe toate acolo, tot stocul de mobilă, toate magazinele aproape pline, le-am lăsat la ăia care vânzătorii, la așa, iau, nu-mi trebuie nimic, plec acasă. Și am plecat, am lăsat, cred că am făcut o pierdere cam de 2 milioane de lire sterline pe chestia asta, pe plecarea asta, așa, intempestivă, cu ambiția asta de soia. 2 milioane de lire, începe cu 2, să știi. Da. Da, pentru că am lăsat stocurile acolo, deci nu le-am mai vândut, și mașini și tot. O singură mașină care mi era mie dragă am adus-o, pentru că a fost prima mașină cu care eu am condus și am distribuit mobilă. Mașină mai mare, așa. Cu volan pe dreapta, bănuiesc. Cu volan pe dreapta. Camioanele care le aveam, le aveam cu volan pe stânga, camioane românești mari, de alea de 120 de metri cub. Le mai conduceam și eu, mai conduceau și șoferii, mai în Anglia. Dacă ai avea posibilitatea să dai timpul înapoi și să revenim iarăși, da, să revii la 26 de ani, ai schimbat ceva? Da. N-aș mai fuma. Păi da, ești fumător? Nu. Deci eu da, am zis de mai multe ori, dacă aș mai trăi o dată viața asta, le-aș face toate la fel, dar nu aș mai fuma. Ai fost fumător? Am fost fumător, heavy smoker. Ce s-a întâmplat? Eu am avut un finanțator în Anglia la toate chestiunile astea, pentru că de multe ori o trebuie să pui bani. Și nu puțini. Adică era vorba de multe milioane, câteodată zeci de milioane de lire sterline. Și eu aveam un prieten bun, Bill Taylor îl cheamă, care la ora asta am și donații de la el. Când a murit mi-a făcut donații prin secretarul de stat al reginei și acum le am, să vezi ce frumoasă îs cu secretarul de stat al reginei, donație de la Bill Gates la prietenul lui Radu Pescar. Ok. Bill Gates? Bill Taylor. Bill Taylor, sorry. Te-ai speriat. Da, nu-i cazul. Bill Gates, ne așteptăm la invitații de Dobrăter. Da, Bill Taylor a murit de cancer de plămâni. După operație a scos un plămân, a fost momentul în care eu m-am lăsat de fumat. Te-ai speriat? Nu m-am speriat, am devenit conștient ce fac. Și am fost în Canada la cel mai bun specialist în... mi-a spus el, care e cel mai bun specialist în lume în plămâni. Unul Manicatide era în Toronto, m-am dus la el și... să-mi investigheze plămânii. Mi-a investigat plămânii vreo două zile și mi-a zis, auzi, zice, plămânii tăi nu trăiesc cât tine. Zice, dacă vrei să trăiești sau să trăiască plămânii aproape cât trăiești tu, zice, trebuie să te lași de fumat ieri. Și la chestia asta, la vreo 30 și cred că 8 de ani, nu mai știu cât, 40 de ani m-am lăsat de fumat. Adică acum vreo câți ani? Doi. 30 ceva vreo de ani. Vreo 30 ceva de ani. Cum 30 ceva la 40 de ani? Bă, nu, 30 și ceva de ani am zis, hai să zicem, să fiu modest, să fiu 20 de ani. Să fim acum 20 de ani, m-am lăsat de fumat. Dar singurul lucru pentru care îmi pare rău în viața asta este că am fumat. În rest, niciunul. În rest aș trăi la fel, aș trăi la fel de dezinteresat. Care a fost cea mai... Păi nu poți să zici că ai fost dezinteresat de partea materială pentru că ai făcut bani. Dar nu eu i-am făcut. Banii veneau, eu nici nu știam cum. Odată am pierdut... Să vă spun o poveste. Nu, te rog, vreau să zici o poveste. Da. Cu... acordeonistul.
Acordeonist sau cu ce? Da, da, asta sună laudă. Nu, dar nu spunem de sume, te rog. Da. Vreau să... Bestial. Da. A, dar cum să o spun dacă nu spun de sume? Un pic așa. Da, deci eu vreo 3 ani de zile am avut monopolul jocurilor distractive și de noroc de pe litoral, tot litoralul românesc. Adică asta însemnând cam 5 sau 6 vagoane de cale ferată pline de jocuri. Poate chiar mai mult. Și am umplut tot litoralul 3 ani de zile la rând. Și veniturile erau, pe vremea aia, cam 35.000 de mărci pe zi. Din jocuri distractive, noroc, biliard, tot amuzamentul litoralului a fost cumva preluat de mine 3 ani de zile. Și vă dați seama că nu respectam banii, nu aveam nicio problemă, aveam niște băieți care adunau, nu știam unde îi pun, nu știam cât sunt, nu știam niciodată care e treaba cu ei, știam că toate hotelele care erau în jur erau pline de erau dulapuri de valori. Toate le-am închiriat și toate erau pline cu bani de la mine. Când mă duceam, tot... Cum o fi? Domnul Radu zice... Apar, da. Nu ai bățit niciodată. Nici măcar în vis. Da, așa a fost vremurile mea. Și la un moment dat era ziua la un prieten de-a meu din București, care a venit la Calul Bălan. Noi ne petreceam, cum să zic, tot timpul la Calul Bălan, tot fiecare seară la Calul Bălan, și s-a terminat programul. Și era acolo unul din Brăila, considerat cel mai bun acordeonist din țară. Și l-am pus să cânte la Calul Bălan până a doua zi când a început programul la Calul Bălan. Deci noi am undeva a doua zi s-a terminat programul seara, l-am pus să cânte până când a început a doua zi programul la ora 7 și atunci ne-am mutat la un alt restaurant, la Castelul. Cu tot cu acordeonistul, da. Și ăla săracu avea niște buzunare până la genunchi, așa mari, ca să-i trășpagă banii de cântate. Și tot îi băgam banii, schimbam, îi dădeam câte 100 de... erau mărși pe mea. Îi dădeam 100 de mărci, mai luam 50, noi el cânta într-una și noi făceam caseria le lui. Și omul la un moment dat ne-a zis, domne, deja se făceau 36 de ore de când el ne cânta. Da. Noi eram eroi care ascultam și el era eroul care cânta. Și la un moment dat, după perioada asta, săracul om a zis... dragii mei, vă cânt până nu mai pot, până ador pe așa. Un singur lucru vă rog, să nu mai dați bani, că mă tem, eu așa ceva n-am pățit în viața mea. Tu ai zis vreodată așa ceva? Vă rog, nu mi-am inteles. Vă rog frumos să nu mai dați bani, că ăsta nu-i sunt bun, domnule. N-am pățit așa ceva. La care noi am zis, auzi, chiar cred că chiar eu am zis, zic, auzi, cred că dacă dumneata nu mai vrei să-ți dăm bani, zic, cred că și noi ar trebui să nu mai vrem să ne cânți, că pentru Dumnezeu 36 de ore de când stăm aici, bârfim, cum după cum vedeți că eu cu bârfitul și cu povestitul nu am o problemă, că nu se gata niciodată. Și zic, da, auzi, și eu am o pretenție, să fii cinstit să-mi spui mâine în prichindel câți bani am dat. Și a doua zi ne-am întâlnit, a treia zi, cred că nu mai știu, ne-am întâlnit cu el și zice, domnule, n-am pățit de când să așa ceva. Dar câți bani ți-am dat, domnule? Zice, domnule, aproape 36.000 de mărci. Nu, pe o zi. Nu, atâta vă ceai într-o zi. Și, mi-a rămas în minte chestia aia, dar nu, n-aș prea fi vrut să o spun, că sună un pic așa pentru unii oameni ca de nepotrivit. Așa că de nepotrivit sau nu, dar în momentul sunt oameni care au, sunt oameni care nu au. Credeți-mă că niciodată, banii ăia, de exemplu, nu, eu chemam pe băieții care așa, mai adăm bani. Dar eu n-am purtat niciodată bani, nici acum n-am bani. Dacă pe mine vrea n-ai să bani, du-te afară. Dacă pe mine vrea să mă șefuiască cineva, nu. Nu.
până la urmă, da, banii au o importanță. Da, dar fără discuție, banii nu înseamnă decât niște cifre și eu am spus întotdeauna, dacă câștigi mult mai mulți bani decât cheltuiești și mai vrei să câștigi, înseamnă că ești bolnav. Nu consider că banii îți meniți să schimbe viața nimănui. Consider că banii trebuie asigurați pentru toată lumea ca să-și poată asigura un trai decent. Și asta este părerea mea și este menirea mea pentru care m-am băgat în politică și pentru care spun că aia care câștigă foarte mult trebuie taxați și aia care trebuie câștigă foarte mult trebuie ajutați. Și asta o să fac pentru că este crezul meu și este experiența mea de o viață. Repet, nu banii fac viața. Care e cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o în viața ta? Cea mai mare nebunie? Nu știu, care am vrut să o fac și n-am făcut, nu știu, nebunie, nu știu, nu, nici nu știu ce să zic. Te-ai închis în bibliotecă odată ce citeai niște cărți și te-ai mai putut să ieși, nu știu. Da, am avut multe, nu știu, am trăit în toată lumea asta, am avut tot felul de surprize. În general am reușit să controlez viața ca să nu trăiesc pe... Da, bun, nebunie nu înseamnă neapărat o prostie, nu știu, o chestie, te-ai dus undeva și... Cum era? Ai avut apartament în New York, nu? Da, l-am vândut în pierdere ca prostul, da. Nu New York, în Donald Trump Tower în Florida, da. Și? Și nici n-am fost niciodată în New York. Deci ai avut apartament cumpărat în Donald Trump Tower. Da. Și nu ai fost niciodată? Nu. Nu, ce s-a întâmplat? Ca să vă spun mai pe... Mai cum e închirie, Răzvan? Frumos! Deci, eu am un... Ok, am mulți prieteni în America și am un prieten care... Noi nu! Am un prieten care este chiar cel care, cum să zic, reprezentantul românilor dintr-o... Acum nu știu dacă din toată America, dintr-o mare parte a Americii și ăla mi-a spus, ne-am întâlnit la un turneu de tenis, că este jucător de tenis. Și ți-e place tenisul? Păi am făcut la turnee de tenis, sigur că da. Eu am fost... americanii au vrut să-mi dea resident card pentru că eram jucător de tenis și era să accept, da? N-am știut ce urmează dacă aștept. Dacă accept. Ce urmă? Păi urmă nasol, pentru că l-am întrebat pe cel care mi-a aranjat apartamentul, Vlad îl cheamă, l-am întrebat și-o zis să nu cumva să accepți așa ceva. Dar de ce? Păi zice, te taxează pentru veniturile care le ai în România. Și trebuie să le declari și nu te joci cu americanul. Zice, acolo trebuie să le declari. Și eram un cotizant pentru statul american. Pentru averea făcută în România. Ce? Pentru tot ce făceam eu în orice parte a lumii. Bun. Cum o fi să ai apartament în Florida? Nici eu nu știu, că nu am fost acolo. Știu că era la etajul 53, era cu vedere la mare și l-am cumpărat foarte ieftin, undeva la vreo 400.000 de dolari. Și era vremea anilor 2010, când erau prețurile foarte mici. Și soția mea era în America și pe vremea aia nu era soția mea, era... No, iubita. Vorbeam. Și zic, hai să mergem să-mi văd și eu apartamentul. Zice, nu mă duc cu tine nicăieri. Zice, vin când ne întâlnim acasă, ne vedem, nu mă duc cu tine nicăieri. De ce nu te duci? Nu vreau să mă duc eu cu tine să-ți vezi apartamentul. Tu te vezi apartamentul, dacă vrei, te vedem așa, dar mă duc eu să stau la... Bă, frate, m-am inervat pe apartament atunci. A zis, bă, ce m-am apartamentul așa? Și la un moment dat, chiar în perioada aia, au venit să-mi crească taxele. Ce s-a întâmplat cu apartamentul respectiv? De ce era profitabil? Pentru că ei îmi închiriau apartamentul pe perioada în care eu nu eram acolo, adică pe o perioadă de... am negociat 2 luni de zile să-l pot eu folosi din 12, deci 10 luni închiriau apartamentul. Și se dau ție banii.
Sau, nu toți, sau cotă parte. Nu toți. Apartamentul era 550 de dolari pe zi, chiria, și mie îmi dădeau 65% din chirie. Dar pe chestia aia mă puneau să plătesc curățatul piscinelor, că acolo sunt, nu știu, vreo 12 piscine, curățatul terenurilor, așa, așa. Și la un moment dat mă sună ăștia, zice, nu, am schimbat prețurile, trebuie să mărim prețurile la curățatul, la nu știu ce, știi? Și zic, și eu am schimbat o chestie, că vreau să îmi prelungesc perioada de ședere în America de la 2 la 3 luni. Și zice, în cazul ăsta nu-ți mai dăm 65%, îți dăm 60% din închiriere. Zic, știi ce, în cazul ăsta dați-mi voi banii înapoi și lăsați-mă în pace cu apartamentul tău. Zice, perfect, zice, mâine ce s-o bucurată, ia zi-i seama. Zice, mâine dimineață o să ai banii înapoi. Așa să faceți, puteți să-mi dați un mail pe chestia asta? Da. Și am dat un mail. Și a doua zi dimineață mi-au confirmat apartamentul. Îți pare rău? Păi nu, dar l-am sunat pe Vlad și i-am spus, le-am tras-o la ăștia că le-am cerut banii înapoi și zice, ți-o dat banii repede, da? Zic, da, zic imediat. Zice, știi de ce? Nu. Știi cât ai pierdut? Nu. Zice, apartamentul ăla la ora asta se vede cu 1.800.000 de dolari. Mă. Da. Asta înseamnă să te joci cu... Așa. De fapt, apartamentul era cumva, el nu era cumpărat complet, el era contractat și eu aveam o parte de bani plătit, nu mai știu cât am plătit, cred că 280.000 și până la 400.000 ei îmi trăgeau din era venitul de la închiriere. Era o chestiune așa interesantă, așa, dar nu, câștigi, păgubești, negustor te numești. Zi-mi un banc. Știi vreun banc? Un banc zice că și Ardelen a vrut să meargă la Marea Unire din 1859 și a ajuns numai la Alba Iulia? Nu, a ajuns doar la Unirea din 1918. Bieți. Deci eu pornit din timp, da? Important e că au ajuns și uite că au făcut o unire mai mare, că drept urmare unirea din 1918 este unirea mare, din 1859 este unirea mică. Apropo de unire, cred că ar trebui să ne unim cu toții, să ne uităm la invitații lui Dobrater, pentru că mie îmi place ce fac și ce se întâmplă aici. Deci pentru că trebuie să ne destindem, trebuie să exact. Eu tot timpul am încercat și pot să mai aduc oameni care sunt din spectrul politic sau administrativ prin care vreau să arăt omul, pentru că mâine politicianul poate nu mai e, dar omul rămâne. Radu Pescar și-a făcut notorietatea pe sticlă, să spun așa, de consilier local sau om politic, dar Radu Pescar e omul care nu politica l-a făcut mare. A ajuns mare în politică și asta e adevărul, că nu ne ascunde după lege și nu este o emisiune plătită, trebuie să spunem că nu. Vreau să mai discutăm, să știi, adică cu mine poveștile se pun și știi de ce pot să discut mult? Pentru că am trăit mult. Da. Până la urmă și intens. Cred că asta e foarte important. Da. Uite, mă bucur să am lângă mine pe secuii de la Benedek care fac niște mezeluri extraordinare și îți recomand să încerci. Să arată absolut excepțional. Avem pe prietenii de la Winebox care episod de episod sunt lângă noi cu vinul și trebuie să-i amintim și pe prietenii de la Aesthetic Dental Clinic din Târgu Mureș care au grijă de dinții noștri, de la mici la mari. Încă o dată îți mulțumesc pentru că ai participat la episodul acesta. A fost o discuție relaxantă care, da, o discuție așa ca un șpriț. Așa, ca un șpriț, așa cum am mai băut noi câteva șprițuri, dar să fim sănătoși, cred că asta e cel mai important. Să încercăm să facem exact ceea ce ne-am propus. Da, și să încercăm să
Fim cinstiți că lumea ne va aprecia. Cu siguranță. Încă o dată mulțumesc. Mulțumesc, Răzvan. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această seară. Rămâneți pe invitațiile Dobrater, pentru că aici vin cei mai faini invitați. Toate cele bune. Doamne ajută! Doamne ajută!